Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Tezaurul Folcloric. Sper că ați avut parte de o săptămână frumoasă și acum începem alta cu un nou oaspete. Emisiunea Tezaurul Folcloric găzduiește pe toți cei talentați. Cine sunt ei, i-ați văzut până acum și îi vom vedea mai departe. Deci dacă și tu, cel care acum ne privești, te consider talentat, scrie-ne și noi numai decât îți vom face invitație în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă invit să vă abonați la pagina de Facebook a emisiunii Tezaurul Folcloric, care astăzi se numește Tezaurul Folcloric, să fie mai mulți ca să puteți viziona câte mai multe ediții interesante care cel puțin eu mă stărui să fie astfel. Deci, cine este oaspetele de astăzi, aflăm după generic. Deci, dragi prieteni, oaspetele ediției de astăzi este un tânăr interpret de muzică populară și este vorba despre Roman Popovici, care îi spun bine ai venit la noi la Tezaur Folcloric și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc de invitație, sunteți o casă primitoare și chiar am primit cu mare dragoste această invitație a dumneavoastră și sunt nespus de bucuros că mă aflu aici astăzi alături de televiziunea dumneavoastră. Uite, eu de obicei prima întrebare care o dau invitațiilor mei e să ne spui de unde vine. Vin din satul Chișcărin, raionul Sângerei, vin într-un sat frumos, cu oameni harnici, gospodari frumoși la suflet, frumoși la chip, care mă mândresc cu ei și care ei se mândresc cu mine și țin pumnii pentru mine. Și chiar prima mea piesă este satul meu Chișcărin, special pentru sătenii mei frumoși. Ești dintr-un sat cu Ion Paladie, Anișoara Prisăcaru, Tatiana Turtureanu și mulți alții. Bravo! Ce faci la moment? Înveți? Ești student sau ești elev? Sunt student la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros din orașul Soroca, la Catedra de Jat Coral anul 2. Suntem înconjurați de niște profesori foarte buni și amabili, care ne învață lucruri frumoase. Da, eu deja știu, pentru că am trecut și eu prin această școală, prin acest colegiu, numai pe atunci se numea Elena Sârbu. Da, s-a moderat. Da. Ce ne povestești despre tine? Cum ai ajuns să îndrăgești muzica populară și de ce anume muzica populară și nu alt gen de muzică? Pentru că, mă rog, suntem în secolul 21 când tinerii de seama ta cam iubesc alte tipuri de alte genuri de melodii. Muzica populară a început să o moștenesc din clasa 5-a, dar am început să cânt la vârsta de 6 ani din corul bisericesc din localitate, din comună, unde veneam în toată dimineața sărbătorile și duminică, eram prezent la biserică, la toate mormântările eram prezent, părintele din sat, și de acolo am început eu să îndrăgesc muzica, repertoriul sacru, să știu, știam și crezul și Tatăl nostru, Psalmul 50, știam toate rânduierile cum merg la biserică, și de acolo eu am început a prinde gust la acestei muzici. Dar din clasa 5-a, doamna director din Plăcinta Angela din Casa de Cultură din Chișcărei m-a văzut și mi-a făcut o invitație în ansamblu etnofolcloric Stejerei, unde am pornit. Și acolo ne dădea cântece din repertoriul lui Nicolae Sulac din folclor. Și acolo eu am început să îndrăgesc muzica populară, să mă regăsesc mai mult în ea. Și crescând, văzând cu ochii, am început să-mi aleg repertorii la alți artiști de repertoriu și am început să ies pe scenă solo. Care sunt interpreții tăi favoriți? De mic am crescut cu Nicolae Ciobotaru și până în prezent cu asta cu Igor Cuciuc. Așa. Chiar și Igor Rusu, Ion Paladi și, cum spun, Nicolae Ciobotaru, acesta este artiștii mei îndrăgiți. Din familia ta mai cântă cineva? Sau? Nu, dar mama tot așa, la biserică nu, dar într-un colectiv de la Casa de Cultură, a început cu o sorei mai geamnă, care s-a trecut în neființă, a început toți cânt și cred că eu de acolo moștenesc, din altă parte nu am. Ești unicul fecior în familie? Da, sunt unul singur la părinți. Așa, da, un pic părinții așa să spun. Părinții fac orice pentru... Corect, da. Chiar le mulțumesc din suflet, mai ales
ales mamii mele, care totdeauna are grijă de mine când fac repertoriu undeva la televiziune, îmi spune atent cum vorbești, succes, tot așa și tot așa, îi mulțumesc enorm de mult și care urmează să-i fac o piesă cadou dedicat mamii mele. Așa e, bine. Uite, tu spuneai că prima piesă care ai înregistrat-o se numește Satul meu e Chișcăre. Da, cui aparține textul? Textul aparține lui Timofei Tregubenco, muzica Timofei Tregubenco, aranjament Mihai Mihălăchioai și studioul și mixaj Ion Condrea. Eu cred că telespectatorii noștri ard din nerăbdare să audă în sfârșit vocea ta, să știe cine este Roman Popovici și deci în următoarele clipe te invit în platoul pentru scumpii mei oaspeți pentru a veni cu această piesă. Stimați prieteni, alături de Roman Popovici, alături de dumneavoastră. Am plecat, eu am lăcrimat. Măicuța m-a petrecut și mi-a dat un sfat. Fiule, să-ți amintești de unde ai plecat. Satul în care te-ai născut și-ai crescut, mă drag. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. N-am știut, nici n-am crezut, satule, cândva, că voi fi eu amărât, vai de viața mea. Că au rămas ai mei părinți și singurei, vreau să mă întorc acasă, că mi-e dor de ei. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Mai la poartă, maica mă așteaptă. Poate-i va veni feciorul să-i aline dorul. Se uită în lung și lat, vine fiul drag. Fii tu, mamă, bucuroasă că a venit acasă. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. M-am întors, nu-s nici supărat. Bucuros mă-ntorc la tine, cred că te-ai schimbat. Satule, eu te-am iubit și te-am îndrăcit. Cât o-i fi pe acest pământ, tot am să te cânt. Satule, satule, de ce m-ai lăsat? Ca să plec din tine eu așa supărat. Satule, satule, mult eu am visat să mă-ntorc la-i mei părinți ce m-au așteptat.
Dragi prieteni, revenim în studioul și în platou alături de oaspetele meu din această ediție, care se numește Roman Popovici. Povestește despre copilăria ta, cum ai petrecut-o, cum e să fii băiat îndrăgostit de muzică și mai departe de centrul Republicii, adică mai departe de capitală. Am început, să vă spun așa, din repertoriul sacru, alte copilării la mine n-au fost, mă joc cu mulți copii în nisip, cu jucăriile, n-au fost la mine așa ceva. Eu, de la biserică ce vedeam, veneam acasă și colectam toate icoanele de prin casă, că am locuit mai mult la bunici, și le luam tot din casă și le puneam unde se colectează porumbul la noi în sat. Și acolo mi-a făcut o catedrală, un colțișor de rai al meu. Și era o anumită oară care chemam băieții și care cântau, care era în cor și care aprindea lumânări, vineau la slujbă. Și eu ieșeam ca părintele, luam toate prosoabele din casă și mi le aminam care prin gât, care patracir aici și cadelnița cu mistra părinte și făceam tot. Dacă decedam un pui la bunica sau ceva, eu eram preotul care făceam mormântare. Da, le făceam tot și lumea mă întreabă, cine ai ales? Asta am fost să te întreb și eu, nu ți-a venit niciodată în cap că vrei să te faci preot? Mi-a fost să zic, dacă nu merge cu muzica, zic, las tot și mă duc la teologie și mă fac părinte și atât ai tot și punctul. Și la mine lumea se mira că trecea pe drum și se uita că, uite băi, el nu are altă copilărie, cât el șă din, acum să spun așa mai frumos, el șă din numai și citește și cântă în repertoriul ăsta sacru, el nu se regăsește în altceva. Și am zis, în un moment dat, zic, Doamne, unde să mă duc după clasa nouă? Eram clasele a nouă și doamna Șușu Eugenia, profesoară limba română, chiar mi-a dat așa o temă. Fiind student, alegem ce colegiu, ce liceu. Și eu chiar am scris, zic, eu chiar plec la colegiul de muzică, să-mi fac studiile. Și iată că, într-un moment dat, cu Doamne ajută, am ajuns. Practic, întrebările astea și acum în școală, da? Pentru da, că da, da, atunci da, da. Când eu eram clasa nouă, fix la sfârșit de an școlar, fix aceeași întrebare mi s-a dat și deodată am scris colegiul de arte din Soroca. A, tot la colegiul de arte da. Cu iluminare Elena Sârbu. Da, era pe atunci Elena Sârbu. Da, sunt profesori care sunt în vârstă, care vreau să le mulțumesc din suflet. Vreau să le mulțumesc profesorilor din colegiul de arte Nicolae Bodgros, la toți profesorii care mă încurajează, care mă estimează, care mă ajută în toate lucrurile și în tot domeniul meu. Când mă duc la o televiziune, oricare îmi spune, Roman, atent cum vorbești, noi ținem pumne pentru tine și îți urăm succes și să ne bucurăm cu tine. Chiar vă mulțumesc din tot sufletul, dragii mei profesori. Și atât de tot. Cum reacționau la tot ce faci colegii tăi de școală? Din clasele gimnaziale sau da, din... Da, da, de la tine, de la Chișcăreni. Să spun așa, nu chiar trăgeau atenție. Adică când ceva așa, la o pauză, când nu te luau aveam dispoziție... Peste picior, nu te... Este așa un pic, da, 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 că eu să spun, nu am învățat foarte, foarte bine, nu eram cel mai... Dar și deam în primele bănci și demonstram că eu pot învăța și n-am învățat cel mai rău, să spun așa, dar așa, medic. Și că el așa, că el așa, și zic, măi, să vedeți, eu așa spuneam când eu sunt prost, rămân pe la urmă prost, dar vedem până ce... Și acum, când mă întâlnesc chiar și din mai mari colegi, chiar, noroc, Romane, noroc, Romane, nu te-am văzut, te-am văzut la televizor, te-am văzut la radio, ta-la-la și tot așa. Zic, mulțumesc, zic, dar de ce atunci nu vă salutați cu mine? Apoi nu era așa vestit, așa am spus. Zic, dar ce vestit m-a făcut tot somn în rând cu voi? Dar un pic era așa, un pic de să fiu orgulioși pe lângă mine, să, dar eu nu trăgeam atenția și mergeam înainte. La colegiul Bodgros, ce an ai trecut acum? Anul 2. Ești anul 2. Da. Cum ți-a fost primul an de studenție? Când am pășit pragul la 1 septembrie, chiar zic, Doamne, las muzică, am început a plânge și spun la mama, zic, mamă, eu nu-s de muzică, mă aduc și în cadă altă profesie și profesorul teorie ce îmi spune că tu poți, dar nu vrei. Și am luat în considerație vorbele acestea și zic, eu merg înainte, orice ar fi, mă trezeam la 5 dimineața, mă duceam la școală, cântam, solfegiu făceam, n-am note să spun, Doamne ferește, că n-am școală muzicală, dar știu, adică, ce e solfegiu, ce e teorie, ce e note și merg cu brio înainte, să spun așa, mulțumesc profesorilor care mă ajută că foarte practic mult. Practic a arătat, de fapt că... Cei care au mai puțină școală muzicală... Mie întreg pe cei cu școală muzicală, așa da. Și este la noi unii, nu toți. Dar mergem cu bine înainte cu brio și de când ai sunt început... și dușmani un pic, dar nu pe asta. De când ai început cariera asta de solo, în afara colectivului etnofolcloric?
Am început cu anul urmă chiar, când mi-am făcut repertoriul primul meu cântec, datorită lui Igor Cuciuc, care vreau să-i mulțumesc din suflet, maestre, să trăiți la mulți ani și să vă dea Domnul sănătate familiei dumneavoastră. Ne-am întâlnit la un concert de a doua zi de Paște. Anul, nu acesta, dar mai trecut. A doua zi de Paște, îl văd pe maestru Igor Cuciuc, dau mâna cu el. Salut, maestre, salut, zic, maestre, zic, dați-mi, vă rog frumos, niște telefoane de contact, rețele de socializare a unor compozitori de muzică, vreau să-mi fac al meu cântec să fie propriu de muzică populară. Îmi dă adresa pe Timofei Trecubenco și Gheorghe Banariuc, care le-am scris la ambii și a răspuns mai repede domnul Timofei Trecubenco: bine, Romane, vii la Chișinău și îți alege repertoriul care vrei. Dar m-am dus tot cu sufletul pentru satul meu frumos, chiar așa și-am spus, zic, ceva pentru sat vreau, ca să pornesc din sat, am pornit și aici mă întorc. Și am găsit piesa aceasta, satul meu, Chișcăreni, care a fost mai aproape de suflet, a fost și o leacă complicii, o leacă cu finanțele, dar până la urmă l-am făcut, l-am realizat frumos, iată ce. Dar îi mulțumesc că datorită lui Igor Cuciuc am realizat acest cântec. Noi piesa deja am auzit-o, da. Când îți programezi să-ți filmezi un videoclip la ea? Pentru că am auzit că deja ai programat lucrul ăsta. Da, am programat chiar azi primăvară, am vrut cu Viorel Belițchi să fac un videoclip în satul meu natal, Chișcăreni, unde avem niște case rurale frumoase și care avem niște lucruri pitorești și movila lui Casou, movila mare lângă școală. Avem niște lucruri astea, locuri turistice unde vin turiștii din alte țări și scazează la noi chiar. Și am vrut să filmez acolo un videoclip, dar cu această pandemie poate a fugit coronavirus de la noi din țară și să facem lucruri frumoase. Dar și asta ne-a împiedicat. Dar realizez, cred că la toamna, la primăvara care vine, că atunci reînvie natura. Da, și mi-e frumos. Iată cum. Sunt careva interpreți cu care colaborezi, cu care ții legătura, care te mai îndrumă, îți mai dă sfaturi în cariera ta de solo? Da, este maestru Igor Rusu, Igor Cuciuc, care am fost prima dată la televiziune unde am fost invitat, unde a fost primit foarte bine cu piesa lui Igor, maestrului Igor Rusu, La casă cu poarta verde. Igor Cuciuc, atent cum te duci, cum vorbești, cum tot așa îmi spune, mă îndrumă. Și cum vreau să-i mulțumesc chiar pe această cale, dar maestrului Rusu chiar îi mulțumesc din suflet că îmi permite să cânt piesa. Deci ți-a permis să cânti această piesă? Da, 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 și chiar n-am nicio problemă, dar tot așa am spus. Și dacă te rugăm astăzi în cadrul emisiunii noastre să ne cânți... Da, cum are drag, cum are drag. Atunci te invit din nou în platoul nostru pentru interpreți. Deci, dragi prieteni, din repertoriul mult îndrăgitului și binecunoscutului interpret de muzică populară, Igor Rusu, vine în continuare să ne cânte Roman Popovici. La casa cu poarte verde, acolo mândruț-am ședi, acolo mândruț-am ședi. La casa cu poarte verde, acolo mândruț-am ședi, acolo mândruț-am ședi. Of, de la noi, de la fereastră, măi, măi, o văd tot ce face în casă. Of, of, de la noi, de la fereastră, măi, măi, o văd tot ce face în casă. Noaptea când mă culc în pat, eu îmi dau cu pumnii în cap, eu îmi dau cu pumnii în cap. Noaptea când mă culc în pat, eu îmi dau cu pumnii în cap, eu îmi dau cu pumnii în cap. Of, of, dar nu-mi dau așa ușor, măi, măi, că dau de-al mândruței dor, măi. Of, of, dar nu-mi dau așa ușor, măi, măi, că dau de-al mândruței dor, măi.
să te ajungă torul meu, când s-o fi viață mai greu, când s-o fi viață mai greu. Să te ajungă torul meu, când s-o fi viață mai greu, când s-o fi viață mai greu. Of, of, să te ajungă jalea mea, măi, măi, când s-o fi viața mai grea, măi. Of, of, să te ajungă jalea mea, măi, măi, când s-o fi viața mai grea, măi. În acest răstimp ai participat la vreun concurs? Da, în concursurile zonale din sat, chiar și din alte sate, unde am luat locuri de frunte, locul premiu mare, locul 1, locul 2. Ce concurs? La noi în sat, la Coșcodeni, în sat, satul vecin, a fost festivalul folclorul la el acasă. Unde a fost pe locuri unde am participat cu un colectiv și am luat premiul mare. Un premiu mare, adică l-am luat cu un colectiv din satul meu natal, Chișcăreni. Și în sat am luat diplomă, n-am luat premiu mare sau ceva de genul. Dar în raion am luat primul loc, a fost și Serghei Ciuhurin, juriu, adică talentul tinerilor interpreți din raion, adică din satele care fac parte din raionul Sângerei. Și am participat cu cântecul lui maestru Ion Paladin, mama mea icoană sfântă, unde am luat locul întâi. Și adică nu credeam niciodată, zic, Doamne, nu sunt eu pe primul loc, dar iată că s-am îndeplinit și ocazia să stai de vorbă cu Ion Paladin? Nu, niciodată. Chiar de la mine din sat, dar niciodată n-am stat de vorbă, nu. Fiind student, bănuiesc, cât sunteți în grupă? 27, dacă nu mă așa, la așa ceva. Și 27 de dirijori? Nu toți, suntem repartizați. Instrumente aerofone, care ține trompetă, saxofon, clarinet, dirijat coral, care ține cu dirijatul, pianul și vocea, și sunt dansatori, coreografie. Coreografie, pentru că atunci când învățam eu, eram divizați în două grupe, da, dirijori suntem... și coreografi. Acum suntem mai puțin, deoarece, adică nu suntem așa mulți, suntem într-o clasă toți. Dansatorii, coreografii, cum mai spun, instrumente populare, vioară, ce ține de astea, deci suntem o grupă. Dacă vorbim despre dirijori, mai sunt cineva așa în puterele tale sau poate mai puternici? Cum sunt? Eu spun tot așa, eu sunt cum sunt eu, cum a dat Dumnezeu. Da, sunt care cântă mai bine, care cântă, așa suntem la un nivel toți. Noi ne suntem pe același nivel, după părerea mea. Dar așa, după cum viziunea altora, poți spui cineva. Eu nu știu dacă se mai păstrează și acum acea tradiție pentru cei care vin în cursul întâi, balul bobocilor. Da, am făcut balul bobocilor, da, cu anul 4. Ai participat? Da, am participat, a fost foarte frumos, am fost și împărtășiți, cum se primește la colegi, așa la noi, foarte interesant a fost. Am fost primiți cu căldură și care cursul 4, care ne-a primit cu căldură și ne-a explicat tot, ne-a mai ajutat chiar. Cum noi, nu chiar că dăm rău, că eram mai mici și nu știam, adică să scrim dictare, notele. Și chiar cursul 3, cursul 4, zic, vă rog frumos, m-a ajutat și cu o căldură foarte primitori, ne-au ajutat, ne-au arătat cum și suntem mândri de acești oameni care vor să ne ajute. Revenim în platoul emisiunii noastre, unde astăzi în ediție îl avem pe interpretul de muzică populară, Roman Popovici. Eu am vrut să te întreb, tu îmi povesteai ceva mai sus că ai cântat în ansamblu etnofolcloric, da? Da, din localitate. Oricum, auzindu-ți această piesă, piesa despre satul Chișcăreni, am văzut că oricum cineva parcă ți-a pus vocea la locul ei. Ai avut profesor de canto? Da, chiar îi mulțumesc pe această care maestrului Paulenco,
care îi mulțumesc că n-au atâtea cuvinte să-i mulțumesc dumnealui că mi-a aranjat vocea. El a avut ore de canto? Da, foarte mult, vreo jumătate de an, dacă nu mai mult, am lucrat cu dânsul. 4 luni am lucrat și am realizat piesa Satole. Mi-a aranjat vocea așa cum trebuie, mi-a catifelat-o. Și pe urmă am făcut a doilea repertoriu, tot am lucrat la piesa Dorui Dor și Dor rămâne o sârbă frumoasă, care îi aparține lui recent am s-o cânt. Îi aparține muzica lui Timofei fi trecut bine cu text Elena Răileanu. Și aranjament la Mihai Mihalachioai. Dar vreau să-i mulțumesc maestrului Paulenco încă o dată, să-i mulțumesc enorm de mult, care mi-a aranjat vocea și o îndrăgesc când ascult și eu, când ascult videoclipul undeva am fost și ascult de 10 ori și ascult vocea mea și mulțumesc pe această cale că m-a ajutat să-mi așez vocea ca să mă admire un public întreg, să spui altă ce cântă de frumos, datorită maestrului Paulenco. Deja știu că ai mai lansat nu de mult încă o piesă, despre ce este vorba? Despre dorul meu, eu încă sunt tineri și după mândruțele și am spus că am un dor pe lume și este piesa cu numește Dorul dor și dor rămâne, care muzica este Timofei Tregubiencu aparține și textul Elena Răileanu. Am vrut o sârbă și am ales-o, mi-a plăcut, a fost mai aproape de suflet și am ales-o ca să veselesc așa lumea, cum spune. Mai urmează să realizez ceva, dar deja după carantina aceasta, când avem chemări pe la nunți, petreceri și tot așa. Apropo, cânti la nunți? Da, din clasa 8-a. Din clasa 8-a? Da, din clasa 8-a am început să merg cu formații pe la nunți, am primit 500 lei pe noapte și am venit acasă, n-am nici bucuros, dar obosit. Care a fost primul tău onorar după nuntă? Pe data... Nu, primul onorar. Adică... Primii bani de la nuntă. 500 de lei. 500 de lei. Când am venit, toată noaptea am cântat. Am venit foarte obosit acasă, m-am adus și zic, mama, eu am banii mei, eu am venit cu 500 de lei acasă, prima mea nuntă, zic azi, foarte frumos a fost, dar zic alea cu obositor, dar am venit cu primii bani. Dar foarte bucuros eram și la școală, mi-am cumpărat tot cele și ceai și cofie și tot așa. Și eram bucuros, zic, eu am banii mei și tot așa. Și am început tot așa să cresc și am început și să moderez nunți câteodată. Dar acum când m-am făcut alea ca anul acesta mai popular, am fost de vreo 6 ore, nu chiar 6, chiar 10 ore, am fost chiar invitat special și pe la nunți, unde cântam o oră și ceva și aduceam bucuria și veseleam lumea de la nuntă când venea Roman Popovici, făcea un joc așa frumos ca la noi la moldoveni. Eu, spre exemplu, după prima nuntă care am cântat-o, am spus că gata, nu mai cânt la nunți. Toată noaptea nu trebuie să dormi. Atunci când era a fost o nuntă de încercare, adică tu ai primit ceva, dar eu n-am primit nimic și am spus, dar nu stau eu așa o nuntă întreagă, mai ales că atunci, acum e mult mai ușor, mai ales nunțele la Chișinău, care se finisează la 1, la 2 cel târziu, dar în anii 2000, când am început să cânt la nunți, atunci nunțele stăneau la 7-8 dimineața. Da, era și altă fel de muzică, cum spună, țin minte de la bunei din povestirile lor, când spuneau că se facea nuntă într-un palat, așa, și de... În corturi. Da, în corturi, mai bine zis, da. Și aduceau muzicanți vii, cum erau romii aceștia, cu trubușoara, cu toba, cum făcea veselii toată noaptea. Era frumos, adică eu n-am văzut aceasta, dar din spusele bunei... În corturi nu ai cântat încă, nu, da? Nu, n-am cântat niciodată. În gheață, vinul pe masă, vorbim de nunțele de iarnă. Nu, n-am văzut așa ceva. Da, cum e mai leger acum toată lumea în restaurante și pe cine le organizează sărbătorile, acum pentru lăutare e mai ușor, dar de aceea suntem și mai criticați acum. Că da, simt. Vedem deja pe rețelele de socializare acum despre lăutare care cântă la nunț, lumea ne mai critică că prea mulți bani facem, prea mulți bani luăm la nunț, dar noi ne merităm, cred că. Eu vorbesc din numele tuturor interpreților care face veselie și aduce la orice sărbătoare muzică bună. Da, dar sunt, adică când am început să
să crez văzând cu ochii, așa cum spun eu, adică nu chiar, am început chiar să am și bârfe la adresa mea, chiar că el așa, că el e fodul, că el așa. Întotdeauna spun, Roman Popovici, cum a fost, așa și-a rămas și gata, nu s-a ridicat, nu, el este la un asta nivel. Asta poate spui doar lumea invidioasă. Corect, dar chiar și colegi am care sunt așa. De colegiu? Da, de colegiu sunt, care sunt așa, nu? Dar eu nu trag atenția și merg capul sus înainte. Așa trebuie să o faci, pentru că eu mă știu pe mine, că am, eu, ascultându-mă acum pe tine, eu îmi văd viața mea de eu îmi văd trecutul, pentru că cam în așa fel am ajuns și eu să fiu interpret de muzică și am trecut cam prin ceea ce treci și tu acum. Așa că, dacă îți dau un sfat, dacă te uiți înainte și îți cauzi de treburile tale, ai să ajungi departe, dar dacă ai să uiți la capul colegilor și la cei care vorbesc prin prejur, te autodistrugi moral. Corect. Am primit și invitație chiar înainte de a începe carantina de la orchestra de la Palatul din Soroca, cu orchestra Scâns. Iarăși pot spun crepieție ce am realizat și eu. Care am primit accept să dau accept, zic eu vin maestre chiar cu piesele mele, zic chiar și din repertoriul alților artiști care am sunat, am contactat și de voi. Tot este gata, numai așteaptă scena pe noi să demonstrăm la lume, să facem veselie, să înveselim, dar această situație nu știu cu cine am alege. Păi ce se aude acum la voi cu anul de studii? Anul de studii și la școală, tot este programat, care unul este, ieșim la lecția automat așa și deja vom vedea la cum, dar ne cazează mâine în cămin, deja ne cazează și vedem ce facem mai departe. Dar cred că să dea Dumnezeu să învățăm, că online acestea nu sunt lecții, dar sunt, așa să le găsesc un cuvânt mai potrivit, nu e lecție, dar e joc, mai bine să spun așa. Deci, dragi prieteni, lăsăm pe Roman Popovici din nou să urce în platoul pentru interpreții noștri, pentru invitații noștri. Să auzim și sârba care ne-a adus-o astăzi la emisiune, se numește Doridor și Dor Rămâne, alături de Roman Popovici. Cine-a spus că dorul e greu, acela n-a fost om rău, dar a fost om necășit, că dor chinuit, măi. Urc la teal, cobor la vale, dorul-mi stă mereu în cale, nu știu ce-o vrea de la mine, de vrea rău să vine. Dorul-i dor și dor rămâne, dor și azi și dor și mâine. Și atunci când va fi să mor, voi muri de-un mare dor lume. Dorul-i dor și dor rămâne, dor și azi și dor și mâine. Și atunci când va fi să mor, voi muri de-un mare dor lume. Trezesc în dimineață, dorul-mi stă mereu în față. Eu mă spăl cu apă rece, dorul tot nu trece. Merg pe drum, merg pe cărare, dorul-mi stă mereu în cale și îmi spune cu glas tare că nu am scăpare. Dorul-i dor și dor rămâne, dor și azi și dor și mâine. Și atunci când va fi să mor, voi muri de-un mare dor lume. Dorul-i dor și dor rămâne, dor și azi și dor și mâine. Și atunci când va fi să mor, voi muri de-un mare dor lume. Cel iubitor nu trece dorul ușor, se așează la inimioară, face viața mare. Cine dorul mi-a trimis
trimis, de inima mea l-a prins. Cu oață mi l-a cusut și-n cuie băcut mai. Dorul-i dor și dor rămâne, dor și azi și dor și mâine. Și atunci când va fi să mor, voi muri de-un mare dor lume. Dorul-i dor și dor rămâne, dor și azi și dor și mâine. Și atunci când va fi să mor, voi muri de-un mare dor lume. Pentru cei ce s-au conectat ceva mai târziu, sunteți pe Tezaurul Folcloric și oaspetele emisiunii de astăzi este un interpret tânăr, chipeș și frumos, și la voce, și la chip, Roman Popovici. Iată, te gândești să finisezi colegiul Botcross, da? Care sunt... ce vei face mai departe? Cu ajutorul Dumnezeu și așteptam Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Totuși vrei să te faci artist, da? Da, da. Cum mi-a spus și maestru Paulencu, Roman, trebuie să mergi până în pânzile albe, chiar și să țin cont de aceste vorbele a dumnealui. Trebuie să meargă înainte, vreau să mă cunoască o lume întreagă și asta, mergem înainte. Și până ajunge la Academie, niște repertorii, să mai fac niște bătute, niște sârvi, niște hore, adică ca să cum am mai, și-am mai spus, să mă vadă lumea, să mă cunoască, acela, aceea, aceea. Cred că da, într-adevăr, până finisez colegiul, ar trebui să apară încă mai multe piese. Da, și videoclipuri, adică cu primul videoclip să scot în capăt, să vedem ce ne iese. Și dacă proiectul Tezaur Folcloric continuă, vrem să vii mai des aici. Cu mare drag, cu mare drag vreau să spun, dragi telespectatori, astăzi mă aflu aici în emisiune Tezaur Folcloric, lângă un moderator modest, frumos la chip, cât frumos și la suflet, care are o voce tot minunată și sunt o casă primitoare care am venit cu mare drag și cu mare plăcere astăzi aici în emisiunea dumneavoastră. Deci, din acest moment îți urăm multe succese pentru viitor. Vrem să te vedem mai des pe ecranele televizoarelor noastre, în difuzoarele posturilor de radio și, desigur, vrem să îți spun că și ușile Tezaurului Folcloric sunt întotdeauna deschise pentru tine. Cu mare drag, vă mulțumesc de invitație încă o dată și până la noi întâlniri. Dragi prieteni, sper că v-ați convins că la emisiunea Tezaurul Folcloric vin oameni talentați, vin oameni cu suflet mare. Cred că v-ați convins dacă ați privit și această ediție de la cap până la coadă. Mie nu-mi rămâne decât încă o dată să vă invit să vă abonați la pagina Tezaurului Folcloric, pagina de Facebook Tezaurul Folcloric, și sper să fim mai mulți ca să putem găsi împreună cu dumneavoastră, stimați telespectatori, mai multe talente. Da, dacă cunoașteți dumneavoastră pe cineva, numai decât ca să-l vadă o lume întreagă. Mie nu-mi rămâne decât să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră din nou pentru o săptămână care vă doresc să fie cât mai prodigioasă și să vă spun până la noi întâlniri.